Salutare prieteni și la mulți ani! Este evident ziua națională și nu există prilej mai nimerit decât astăzi pentru a purta o discuție despre cea mai importantă dintre echipele noastre, despre națională. Alături de mine este Mirel Rădoi, selecționerul țării noastre, selecționerul României și mă bucur mult că putem dialoga la oarește distanță, așa Mirel, de ultimele evenimente, dacă vrei, ale naționalei. Uh, sunt convins că și tu ți-ai făcut o analiză, și noi ne-am făcut o analiză dacă am fost corect sau nu am fost corect, am fost duri, n-am fost duri, uh, după ultima, ultima acțiune, dacă vrea și după tot ce s-a petrecut atunci. A avut, timp și a avut timp și Comitetul Executiv să te primească și să îți asculte punctele de vedere, și aș începe cu ultima parte, înainte de a intra să spunem în niște cifre, niște analize interesante, pentru că sunt multe, multe date pe care vreau să le dezbatem, chiar dacă s-ar putea la un moment dat oamenilor să li se pare dumne, prea multă informație, prea multe cifre, dar mi se pare important în momentul de față, mai ales că, să spunem, s-a tras o primă linie da? a mandatului tău. Sperăm să nu fie ultima linie, adică sperăm să mai urmeze și altele, deși s-au vehiculat o felul de lucruri și legate de plecarea ta. Dar aș începe cu Comitetul Executiv, ce s-a întâmplat ieri. În primul rând vreau să te întreb dacă, nu știu, ai mai, ai mai apărut în fața Comitetului Executiv? Bună seara la mulți ani. Până acum nu. A fost un raport care a fost făcut și când eram la Naționala U21, care a fost dat directorului tehnic și președintului, care a fost prezentat Comitetului Executiv. La echipa mare venea antrenorul, a fost făcut anul trecut de către, de, de către Cosmin Contra. Anul ăsta a fost normal rândul meu. La sfârșit de an se face un raport de, de acțiune în care se prezintă Comitetul comitetului Executiv, Comisiei Tehnice. Ai avut emoții? Ai emoții când te prezinți? Nu știu nu. că. Nu. nu. Nu, este un raport pe care noi îl facem. Nu ne-am pregătit <coughs> special cu alte lucruri. Oh. Am înțeles. Spunem, noi din ce știm, din informațiile pe care le aveam, contractul tău depindea de anumite lucruri pe care le făceai până în momentul de față. E corect? Nu. Nu e corect. Ok, nu depindea de locurile, un loc un clasament pe care terminai în grupa de Nations League. Prelegirea... Era vorba și în momentul de față, lucrurile decur la fel din punct de vedere al contractului. Eu, dacă voi pleca după această emisiune, va trebui să plătesc o clauză de reziliere. Federația, dacă mă va concedia după această emisiune, va trebui să plătească o, o sumă de. O de bani. sumă de, de bani, la Deci fel este nu Și cu stafful. varianta ca Federația? Pentru că tu, în discursul pe care l-ai avut, în finalul, dacă vrei campaniei de Liga Națiunilor, ai lăsat impresia că. Ești la mâna Federației. Dacă Federația va dori, dacă nu. Federația... Tocmai de asta, pentru că era vorba de o clauză. Aha. De asta sunt la mâna Federației, cum la fel de bine dacă mâine, nu știu, activez acea clauză să plec oriunde, va trebui să achit. Adică lucrurile sunt simple, și din partea Federației, și din partea mea. Oricând se poate întrerupe acest contract. Așa a fost stabilit de la bun început. Cum a fost întâlnirea? Ți-au pus întrebări sau pur și simplu ai citit un, o analiză a ta, după care lucrurile, ok, mulțumim. Nu, a, a fost ele... o prezentare și dintre cei prezenți membrii Comitetului Executiv, cei care au avut întrebări au adresat întrebări, le-am răspuns. Poți să-mi dai exemple de întrebări? Eu sunt curios. Casta asta ar însemna ca toată ședința care a durat prezentarea eu știu, acestui raport de acțiune de pe lunile septembrie, octombrie și noiembrie, pe care l-am prezentat acolo, nu știu, a decurs în 30-40 de minute, să-l facem public. După mine m-a interesat, de exemplu, dacă oamenii... Au întrebat vizavi de rezultate, vizavi de datele pe care le-am prezentat de meciuri, de lot. Adică au venit pregătiți, asta mă interesează pe mine, pentru că eu cu ședința Comitetului Executiv. Mie, de obicei... în Întrebările au am... fost unele destul de pertinente. Numărul de jucători, de ce s-a schimbat echipa de la un meci la altul. Și le-am prezentat toate argumentele care le-am avut pentru selecția respectivă. Adică s-au întâmplat cazuri în care, cum a fost ultima... Care au fost 14 jucători indisponibili, 8 accentați și 6 depistați pozitiv uh -huh. coronavirus. Era clar că trebuia să activăm lista din spate, adică fiecare uh, lot are alt lot în spate. De asta avem o listă de 62 de jucători, plus alți, 63, plus alții, 11 care sunt pe o altă listă. În total sunt uh, 73-74 de, de jucători. Tu te-ai dus la întâlnirea asta cu Comitetul Executiv știind că, nu știu, ai liniștea jobului sau. Te-ai gândit că ai putea avea surprize? S s -ai nu m-am gândit în moment că aș putea să am surprize. Surprize poate să fie și după această emisiune. Se poate lua o decizie. Dar adică... în teorie așa e. În practică tu știi foarte bine că una este... Adică, cum să spun, într-un fel era finalul uh, mandatului tău de la FCSB, da? când era clar, mognea ceva și urma să pleci. Și devenise limpede. Da? că Era o relație tensionată. Și una este că tu spui că după emisiunea asta poți să... Da, -am nu e o chestie realistă. Nu am avut niciun moment, de ce pentru că din luna octombrie în care a fost o lună neagră pentru echipa națională, Comisia Federației și a arătat suportul față de mine și față de staful meu pentru continuarea acestui proiect. am înțeles. Te-au întrebat și de Craiova, dacă au existat negocieri dacă... în comitet executiv? Nu. Pentru că vorbeam de echipa națională și dacă toată lumea a spus că nu, nu a existat, nu știu de ce până ce acum la două luni de la apariția acestor știri noi în continuare discutăm ne întoarcem <laughs> imediat pe subiectul Craiova, dar momentan mi se pare, mi se pare foarte important raportul ăsta. Pentru că uh, au existat antrenori selecționeri care au refuzat să apară în fața Comitetului Executiv, susținând, domnule, eu am negociat cu președintele, nu am negociat, eu nu dau un raport Comitetului Executiv. Pițur că era unul dintre ei și tu știi bine că era și tu la Național în perioada respectivă. Tu cum te vezi în fața comitetului? Care crezi că e raportul sau ar trebui să fie raportul? Tu crezi că e bine să dai raport comitetului executiv sau ți-ar părea mai degrabă firesc să-l dai comisiei tehnice, de exemplu? Dar nu am nicio problemă. Noi oricum pregătim acest raport. Îl pregăteam și <coughs> la Under 21, îl prezentam comisiei tehnice. Mai departe, îl avea comisia tehnică, directorul tehnic al federației și președintele care reprezentau comitetul executiv. Adică și când eram la Under 20 nu se pregătea acest raport de acțiune. N-am niciun fel de problemă dacă mă cheamă comitetul executiv, comisia tehnică sau nu mă cheamă nimeni. Oricum în baza de dată baza de date a Federației în arhivă va rămâne acest uh, raport de acțiune. Deci n-am niciun fel de problemă dacă sunt chemat pentru că sunt lucruri pe care noi le-am găsit, sunt date pe care noi le-am găsit, pe care le justificăm într-un fel sau altul și fiecare în funcție de ce vede poate să pună întrebări, dar n-avem niciun fel de problemă. Deci nu e o problemă asta, tu nu ai că până la urmă nu este, am și că o... nu este și că nu este ceva o... care să fie de, de ascuns față de comitetul executiv. Nu, da, absolut. Uh, Mihai Stoichiță a fost acolo alături de tine ca un sprijin al tău, ca un bă, din ajutor. știu, e în... parte din comitetul executiv. Nu a fost neapărat de partea mea, mi-am făcut prezentarea singur, nu mi-am făcut prezentarea cu cineva. Am înțeles. Mai spunem un lucru. Uh, raportul cu Răzvan Burleanu, tu după finalul ăsta de Liga Națiunilor, înainte de comitetul ăsta executiv, ai apucat să stai de vorbă cu președintele, nu știu, să purtați o discuție lungă de principii, de sprijin, de toate lucrurile Asta a existat un asemenea dialog? Da, în... au fost mai multe discuții. A fost între mine și directorul tehnic și președinte, a fost între mine și directorul tehnic și a fost și între mine și președintele federației. Cum te vede Burleanu? Care e raportul vostru? Care e relația, dacă vrei, pentru că ai și experiența trecută? Relația e una sinceră și de o parte și de alta. Adică eu i-am spus motivele pentru care mm -hmm. s-a ajuns în situația asta, ne-am calificat, în care mi-am asumat o parte din lucruri. I-am spus cum văd lucrurile pentru, pentru viitor. Din punct de vedere a fost de acord și de asta s-a și decis să continuăm. E foarte bine așa. Uh, spune înainte de a-l asculta pe Răzvan și de a vedea cum analizează și cum vede el toată, toată, situația asta. Tu, în momentul de față, ai garanția că voi, vei fi la național și în preliminarele viitoare, da? da? Nu ai niciun fel de dubiu din punctul ăsta de vedere în ceea ce te privește. Nu, nu ai tentație... Nu știu ce se poate întâmpla mâine. Păi mâine, peste o lună, peste două luni. Vedem că fotbalul e atât de imprevizibil încât orice se poate întâmpla. Din punctul tău de vedere sau din punctul din Federației punctul de vedere? Din punctul părți. Dar numai ce am văzut, de exemplu, Dan Petrescu este un antrenor liber în momentul de față. Poate mâine Federația decide să vină Dan Petrescu. Deci, din punctul ăsta de vedere, e greu de vorbit dacă suntem siguri o parte sau alta că vom termina aceste preliminari împreună. Dar această incertitudine îți se pare firească? Adică acest semn de întrebare... există, dar din partea federației nu am simțit-o. Oa, din contră, au fost mereu lângă noi. Hai să ascultăm pe Răzvan să vezi cum comenta prezentarea ta din Comitetul Executiv de ieri. Niciodată nu s-a pus problema ca Mirel Rădoi să plece de la echipa națională. Ba mai mult decât atât, chiar după ședința de Comitet Executiv din luna octombrie, am clarificat acest lucru și interesul Federației Române de Fotbal ca Mirel Rădoi să continue pe banca, pe banca, tricolorilor, din diferite motive pe care le-am anunțat la momentul respectiv. Echipa Națională a României are un selecționer astăzi. Bun, e limpede acest lucru. Hai să vorbim un pic despre perioada asta petrecută până în momentul de față. Spunem dacă ți s-au schimbat perspectivele, dacă ți s-a schimbat încrederea și dacă ți s-a schimbat uh, felul în care evaluezi jucătorii în uh, aceste luni, aceste trei luni. Nu, perspectivele nu. Poate diferă faptul, momentul în care eu vedeam echipa mare la televizor, diferă puțin de ceea ce am găsit când am venit. Adică, din fața televizorului pare mult mai ușor. De asta înțeleg și oamenii care critică și suporterii, pentru că ni se pare că totul e mult mai ușor din fața televizorului. Când am ajuns în trei și am început să lucrăm, am văzut că timpul e foarte scurt, că nu ai antramente, că vin pe rând, că ai un antrament maxim două cu toată echipa și am văzut că problemele sunt mult mai mari decât un simplu, un simplu om care stă în fața televizor, chiar fiind și un antrenor de, de fotbal. Din punctul de vedere, s-au schimbat puțin lucrurile pentru că e mai mult de muncă decât mi-aș fi imaginat că poate fi în comparație cu, cu Under-21. Dar uh, evaluarea ta a jucătorilor, de asta, asta mă interesează. Cum i-ai văzut la început și ce s-a schimbat până în momentul de față? Pentru că par a fi... Noi avem, de exemplu, prima echipă da? și ultima echipă. Uh, și nu mă refer doar la... La, să spunem, componență, pentru că există niște motive obiective și le-ai spus și tu, accidentări și așa mai departe. Dar când noi vedem la meciul cu Irlanda de Nord, da, un 11 aproape numai cu decari, cu fundaj lateral, bancu și hanca, oameni ultraofensivi, cu pianis, cu stanciu maxim și așa mai departe. Și ajungem cu formula aia la ultimul meci, încep să te întrebi. Dacă ți s-au schimbat perspectiva Dacă ți s-au schimbat evaluarea jucătorilor în perioada asta Nu De acolo nu. lipsesc foarte mulți jucători Pentru că erau accidentați Sau sunt accidentați Dar începem din față Pușcaș are o pubalgie. Nu puteam să-l folosim Ianis s-a fost lăsat la tineret Dar în schimb a venit Denisman Cicăldău nu putea să vină Pentru că era accidentat Maxim a fost a fost rezervă Nicu la fel a rămas Pentru că soția a și a rămas la, la echipa de club și alături de, de soția lui deci cei care vorbim de acolo, din acel rom de la mijlocul terenului, toți sunt cauze care au depins sau nu au depins de noi, ce au depins de noi sunt foarte mică măsură. Adică l-am înțeles pe Nicu Stanciu să rămână alături de, de soție, pentru că era singur într-o țară străină mm -hmm. și năștea, și prefer în momentul de față să rămână alături de, de familie. În rest, nu am avut... Singura uh, întrebare devine la Maxim. Dar am decis ca în meciul acela să înceapă titular... Uh, Man sau, sau Tănase. După aceea, principiile sunt aceleași. Perspectiva nu s-a schimbat deloc. Vedem că în primul meci, în 4-3-1-2, mergem și facem presii cu cei 5 jucători, da? Și în 3-4-3 mergem și vedem că facem, jucători cu cei, facem presii cu cei 6 jucători, pentru că unul din mijloca și central rămâne în fața celor 3. Deci principiile sunt aceleași. În loc de 5 am mai adus încă unul. Am avut 6, am schimbat sistemul. Am văzut că și aici s-a vehiculat că de fapt am jucat 5-2-3. Am jucat și 5-2-3 și trebuie să spunem oamenilor de ce. Pentru că și Irlanda de Nord a jucat 3-5-2 sau 5-3-2. În momentul în care au avut posesia, benzile lor au ajuns pe aceeași linie cu atacanții lor și atunci deveneau 4. Noi nu puteam uh -huh. să rămânem 3. Problema la mine vine că sunt oameni care au antrenat și oameni care văd fotbal zi de zi momentul în care nu văd lucrurile astea și vorbesc public și oamenii se uită la ei și noi avem așteptările ca măcar oamenii care au trecut prin fotbal să educe oamenii, atunci avem noi o problemă. Pentru că dacă vedem ceva, trebuie să spunem ce vedem și ce gândim. Eu nu pot să rămân la linia de fund 3 dacă adversarul aduce 4, că după aceea o să spună că Rădoi inconștient n-a văzut că echipa adversă aduce 4 jucători. Deci sunt momente. După aceea trebuie să te gândești de ce am ajuns în poziția 5-2-3. De ce n-am fost 5-4-1? că s-a vorbit că am jucat defensiv. Dacă jucam defensiv, ne vedeați numai 5-4-1. Am lăsat cei trei sus tocmai pentru că Irlanda de Nord construia în trei, adică să rămânem om la om să putem să facem presim. La fel, am ales cei doi mijlocași centrali, sunt amândoi jucători care poate să joace și Inter în 4-3-3 și sunt jucători de creație, care poate să schimbe jocul foarte ușor, care poate să verticalizeze foarte ușor sau poate să creeze o superitate calitativă, să dribleze un adversar. Deci nu e că noi am încercat, dacă apare un sistem cu 3 uh, ofensiv sau 5 defensiv, suntem mai defensivi cum am spus că din punctul meu de vedere, sistemul de joc e relativ. Pentru că în dinamica jocului, sistemul se schimbă. O să părem la un moment dat că dacă vorbim de un sistem, nu știu, 3-2-3-2, suntem nu știu cum. Dar asta este dinamica unei echipe. Nu o facem noi, n-am inventat noi, o fac toate echipele. Din punctul meu de vedere, în momentul când avem mingea, câți oameni aducem în careu, cât de repede facem tranziția negativă, care e zona unde facem presiune. Deci, practic, tu spui că în perioada asta, tu nu ai rămas. Senzația este că tu ai supraevaluat într-un fel forțele naționale noastre. Mulți spun, mulți specialiști, da, spun că te-ai dus prea avântat, că te-ai dus prea. Și o să facem în continuare cu asta. Cu prea mare le... curaj. Că, de fapt, stai, domne, că nu au valoarea asta ca să facem ceea ce vrea rădoi. Și acum știi cum e? Tu... că întotdeauna există, există un om care are un curaj, într-un anumit moment, da, să spună lucruri incomode sau să vrea să facă lucruri incomode și întrebarea ești tu omul ăla? Sau ăilalți care spun că nu se poate face așa ceva, au dreptate și tu ești un visător? Nu știu, deocamdată lăsăm să tragă alții concluziile. Eu v-am spus, eu nu o să-mi schimb principiile. Conducerea Federației știe lucrul ăsta, dacă va fi să ajungem într-un moment în care depindem să mergem la uh, mondial, nu o să vedeți 10 jucători în atac. Cum vă spun acum, de exemplu, știam la ultima partidă în Irlanda de Nord, în minutul 85, cred, sau 86, am aflat că în partea cealaltă, în Austria, Norvegia conducea cu 1-0, noi și dacă câștigam în Irlanda de Nord, noi nu terminam pe poziția a doua. Dar în timpul ăla, mai erau 4 minute de joc, plus cele de prelungiri, în care noi, dacă mai primeam un gol, riscam să nu mai fim în urna a doua. Și atunci am chemat câțiva jucători la margine și le-am spus foarte clar. În momentul ăsta, pe mine mă interesează foarte clar ca cei trei fundași centrali să rămână acolo, plus un mijlocaș în fața apărării. Restul poate să participe la faza de atac, dar cei patru trebuie să rămână în permanență acolo, să nu mai primim gol, pentru că noi, în momentul de față, suntem în urna a doua valorică. Adică, dacă știm că suntem foarte aproape din obiectiv, să nu crezi că acum o să trimitem și portarul un atac ok, încercăm să facem lucrurile așa fel încât noi credem în ele, să jucăm ofensiv, să putem să facem pressing de câte ori avem ocazia. Dar asta nu înseamnă că mergem acum cu toții ca nebunii la atac doar pentru a ține principiile astea. Principiile de bază o să rămână. Vrem să avem posesie, vedem că ne lasă și adversarul. Vrem să facem pressing, vedem zonele unde alegem să facem pressing adversarului, zonele unde sunt ei mai slabi. Asta nu înseamnă că vom sacrifica chiar orice obiectiv doar de dragul de a juca ofensiv. Asta nu înseamnă că, de exemplu, la meciul cu Islanda, noi nu am vrut să atacăm. Eu vă dau, tot. vă dau un contraexemplu, ce spuneați mai devreme, de faptul că ar trebui să ne apărăm. Haideți să nu uităm cum am primit cele două goluri cu, cu Islanda. Eram în atac? Nu. Eram în apărare. Da. De asta eu ce să vă spun. Dacă eu știu că am o problemă la nivelul liniei de 3, de dar, 4, de 5. Dar te întreb de, de, de ce legate? trebuie să stau cât mai aproape de poartă, dacă eu știu că e periculos să trăiesc acolo, să stau acolo, să mă apăr acolo? E clar că noi în momentul în care ales să faci pressing ai niște probleme, undeva se sesizezi niște probleme. Și atunci dacă eu știu că problemele alea sunt la nivelul liniei de apărători sau la mijlocașii central, și știu cât mai aproape stau de poarta mea, sunt în pericol, atunci eu încep să stau cât mai departe de poarta mea. Există tu ce, pericolul tu, tu spui în momentul... să primești goluri, cum am făcut o cu Norvegia, pe tranziția lor pozitivă pe tranziția negativă. Sunt de acord, dar oricum ai căuta un dezechilibru apare în momentul de față. Că, a, asta e un paradox, știi? A, generația ta s-a calificat la un campionat european jucând un fotbal nu neapărat frumos, da? dar un fotbal sigur. Atunci exista un echilibru între apărare, era, erau oameni foarte buni în apărare și mai mult pițuri, că ți minte, construise blocul ăla, că la un moment dat erați patru fundași centrali pe teren, da? Goian, Tamaș, tu, uh, Chivu. Plus uneori mai îl băga și pe... era și codrea pe acolo, da. pe la mijloc și atunci eram uh, blindați. Dar tot din ce îmi spui acum, uh, senzația este că ai mai mare încredere că am putea să facem ceva stând departe și n-ai încredere atât de mare în apărătorii actualei generații. Greșesc? Nu, sună mai direct decât ca așa a spus-o sp eu, ca așa dar spui, eu văd eu așa lucrurile înțeleg. dacă mă apăr, noi nu știm să ne apărăm și știm să ne apărăm în mai bine de stau departe și nu... În momentul de față, sunt puțini fundași centrali, în afară de Chiricheș, care bagajul lor, din punct de vedere tactic, și mă refer la tactică individuală, uh -huh. nu este foarte mare. Și atunci eu știu că nu am foarte mulți fundași centrali care poate să-mi asigure un duel de 1 contra 1 sau 2 contra 2, în momentul în care îmi pierde mingea. Și atunci apare o altă problemă. Dacă nu-l mai am nici pe Vlad, care din punctul ăsta de vedere pot să-mi permit un duel 1-1 unu -unu, oricând cu el. De ce? Pentru că are foarte multe meciuri în campionate puternice. Eu nu judec jucătorii. Dar dacă astea sunt problemele și ăștia sunt jucătorii cei mai buni în România sau echipele unde activează uh, campionatele de pe lângă România, în momentul de față trebuie să găsim soluții pentru ei cum facem să încercăm să ce rezultate. Știu că poate nu e productiv mereu să stai în atac. Dar noi am sezizat că avem probleme și când stăm foarte aproape de, de poartă. Cum la fel, putem să discutăm de exemplu faza golului 2. Când s-a spus problema sau greșeala a fost lu a lui Mario Camora. Aveți liniile de trasat, puteți să vedeți. Prima, nu este Mario care este în spate ultimul apărător, este Manea. Deci, nu anulează el poziția de offside. Mai departe, vedem că cei doi fundași centrali și unul dintre ei și a depășit zona. Pentru că în momentul de față noi lucrăm foarte simplu. Unul din fundași centrali, când a ieșit după omul între linii, ceilalți trei trebuie să facă o linie, noi lumim triunghiul defensiv. Ceilalți trei să retragă orice minge jucate în spatele lor, este spațiu foarte mic între ei și portar. A fost o, o, o chestie de, de, de secundă, de o inspirație de fracțiune de secundă, cineva a ales să iasă înainte să anticipeze acel pas care l-a depășit. A depășit linia mingii, a fost uh, în afara jocului. Cum răspunzi apropo că tot da. va ajunge la Islanda, cum răspunzi celor care spun că uh, și sunt oameni de fotbal? că voi nu ați reacționat de pe bancă la aparițiile între linii ale uh, lui Sigurson. La faptul că el în permanență venea acolo și nu ați sesizat Băi încă de la momentul zero că creți un duel, îl pierde și că e prea mult spațiu între, între da, linii. Noi, noi am sesizat. lucrurile astea de la analiză, nu le știam. Unu, doi, la mână poate să-i dăm analiza noastră tactică, care este filmată de sus și este cu sonor, sau dă instrucțiune. Dacă ei nu aud de aici din fața televizorului, nu aud instrucțiune, nu? E greu. De ce credeți că l-am pus pe Crețu să stea numai în zona centrală? Nu știu, degeaba, aparent. Păi, nu, <laughs> adică era, tu clar, pus, dar era clar că trebuie. Ok, acum nu putem să găsim vinovat pe Crețu. Dar vă spun, sunt lucruri pe care ei trebuie să le decidă într-o secundă. Dacă nu au atât de multe meciuri la nivelul ăsta, încât deciziile să poată să le cântărească foarte rapid, și sunt meciuri în care nu, miza nu este foarte mare, atunci orice greșeală ar face nu se sezează atât de mare. Care timp peste trei zile să facă al meci și alt meci și meci? Asta este problema. În momentul în care vom avea meciuri cât mai multe cu jucătorii noștri jucate la nivelul ăsta de, de presiune, atunci sunt sigur că și ei vor gestiona mult mai ușor meciurile de genul ăsta. Vreau să vedem un material despre câteva cifre, dar o, o scurtă analiză a ceea ce ai uh, făcut în meciurile oficiale. Am lăsat Belarusul deoparte. Mirel Rădoi a început aventura de la națională cu un semi acasă cu Irlanda de Nord. A continuat spectaculos cu o victorie în deplasare, 3-2 în Austria avea să fie însă și singurul succes pe teren pentru tricolori. A urmat trei înfrângeri, un egal și o victorie la masa verde cu Norvegia. Stilul ofensiv al lui Rădoi și-a spus cuvântul în primele două meciuri, atunci când Național a șutat de 13 ori pe poartă. Apoi însă lucrurile s-au schimbat și în ultimele partide au fost în total doar 10 șuturi pe spațiul porții. 4-3-3 a fost cel mai întâlnit sistem folosit de selecționer, însă în două partide a folosit două variante diferite. Un 4-1-2-1-2 în meciul cu Austria de la Ploiești și un sistem cu trei fundași centrali în ultima partidă, cu Irlanda de Nord. Rădoi a utilizat 33 de fotbaliști în cele șase partide oficiale și doar trei au fost folosiți în toate jocurile, Tătărușanu, Maxim și Alibec iar din echipa care a făcut semifinala la Euro 2019 au jucat șapte dintre fotbaliști. Pușcaș care a bifat 5 prezențe, Ianis Hagi și Căldău câte patru, Nedelcearu 3 meciuri, Cristi Manea două și Florinel Coman și Man câte o singură partidă oficială. Singurul compartiment în care Mirel Rădoi a folosit în două meciuri la rând aceeași formulă a fost cel median, cu Stanciu, Crețu și Maxim, care au evoluat în Austria și apoi în Islanda. În rest a modificat de la meci la meci apărarea și atacul. Cea mai ridicată medie de vârstă a fost 29,8 ani împotriva Austriei, iar cel mai tânăr, prim 11 a fost cel din partida cu Norvegia, 26 de ani. Sper că sunt corecte informații. Cred că cu Norvegia este 25,7 dacă nu mă înșel. Uh, e chestie de luni uh, că noi am da. luat vârstele, tu probabil <laughs> că ai luat cu Oricum, e... că are uh, 21 de ani și 7 luni. <laughs> da, ok, dar plus minus 3 luni acolo, dar sunt importante, deci 25,7, da? Aia a fost cea mai. Uh... Din câte mi-aduc aminte. Acum, e posibil să. Acum, hai să le luăm pe rând, să le defalcăm, da? Sunt oameni care susțin așa. La Naționale trebuie să existe o echipă. Că singura noastră șansă este să avem un 13-14 jucători uh, pe care să-i chemăm indiferent de ce fac la cluburi. Că doar relațiile de joc ne garantează nouă. Uh, un succes pentru că altfel este foarte greu dacă aducem cei mai în formă oameni este extrem de complicat să creăm niște relații și atunci valoarea asta individuală nu ne permite să ne batem de la egal la egal de cu alte Deci să echipe. înțeleg că ar trebui să sărim peste criteriul formei sportive. Eu te întreb că sunt atenție. <laughs> nu că nu, nu că e important de discutat de ce pentru că, da, acum, pentru că acum câteva luni Ziceați, trebuie să fie prezent jucătorul care este în formă sportivă Acum îmi spuneți Sp că de fapt și cei cine care nu ziceați? joacă Care, care să... sunt de mai care ziceați? Stai că... Nu, nu vorbesc la, de tine, vorbesc de, de oameni ce a apărut, în, general. În, da, ce a apărut în, în spațiu public Este o discuție, atenție, de principiu aici Pentru că, repet Păi mereu vor fi și de o parte și de alta tu Și atunci crezi ar trebui să schim... ascult de o parte și să neglijez cealaltă parte? Sau care ar trebui numai e, să fac ce? Care e principiul tău? Hai să te așa, că e cel mai, cel mai direct Păi nu v-am spus, principiile noastre sunt clare În momentul în care vorbim de jucători de valoare Dar care nu joacă foarte multe meciuri Nu o să vedeți mai mult de trei la echipa națională Deci cine nu joacă mai mult de trei Indiferent că fac parte din, să spunem, planul tău tactic Din ceea ce vezi tu ca națională Nu riște astfel să nu poți să legi relații de joc? Păi vorbim de omogenitate la echipa națională Înseamnă că nu am Deci n-am cuvinte să găsesc un cuvânt care să însemne exact. Deci cum să vorbim, că noi avem un singur antrenament cu toată echipa, noi putem să vorbim de omogenitate? Dacă Și atunci aduci... nu trebuie să ne legăm de toate datele pe care le avem din punct de vedere al oboselii, sistemul de, de, de joc pe care le joacă la echipa de club, sistemul de joc pe care noi îl putem juca, sistemul de joc pe care adversarul poate juca. Noi trebuie să ne legăm de lucrurile astea, pentru că noi nu avem cum să creăm omogenitate într-un antrenament, într în 80 nu. de minute. Dar dacă aduce același lot de jucători, să spunem, mai multe acțiuni. Nu se creează, învață și ei în timp ce se întâmplă? Dacă ai, și noi am vrea echipa simplu... voastră, o știam, echipa ta... Dar și noi am vrea, dar de unde? Să-i să falsific testul, dacă e pozitiv, să-i trec eu negativ, dacă e accidentat, ce să-i fac? Nu, pe mine mă interesează perspectiva, dacă tu, de exemplu... Hai să, hai să luăm varianta ideală, da? Păi nu am cum să, 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 să vorbesc de perspectivă, că niciodată n-au fost jucătorii pe care noi am vrut toți, cap-coadă, de la numărul 1 până la numărul 23 în perioada asta. Niciodată nu am avut la toți sau lotul care ne-am dorit. Deci e greu de presupunând discutat. presupunând că la un moment dat vei avea o perioadă de timp, uite domne, în perioada preliminarilor Cupei Mondiale vor fi jucătorii ok. Da. Vei gândi un lot de 14 jucători 10, 12, 7, un nucleu de jucători sau va veni Clar. la care mai informă? Nu, nu, vom gândi un nucleu de jucători în funcție de principiile pe care noi le avem, că este 7, numărul 8, 10, 12, 14 va fi un nucleu care dacă sunt sănătoși și vor fi mereu prezenți la echipa națională și în jurul lor să construim celelalte piese. Dar e clar că va fi vorba de un nucleu, da. Cred că ăsta este așa este principiul la... cred că la orice echipă națională. Pe lângă jucătorii pe care noi îi stabilim ca fiind nucleu echipe naționale, vor fi jucătorii care arată o formă sportivă foarte bună, un jucător care uh, poate să fie de viitor și se încadrează în criteriile de selecție pe care noi le avem. Dar e clar că vorbim de un nucleu de jucători. Asta este unul din obiectivele noastre, să încercăm să găsim un nucleu de, de jucători. Dacă 33 de jucători, ți-ai fi imaginat că o să chem 33 de jucători, din luna septembrie până luna noiembrie? Ne-am gândit. Nu ne-am gândit la un număr atât de mare, dar ne-am gândit cu, cu problemele care sunt acum de călătorie, de coronavirus, de ritmul de joc din campionatele de unde vin jucătorii, gradul de oboseală, accidentările. Ne-am gândit că o să fie un număr mare de, de jucători. Și cât de mult ți-a ți dat ție munca înapoi situația asta? Cât de, cât de lovit te, te simți de lucrul ăsta? Pentru că mi se pare important să spui, dom'le, nu pot să fac ceea ce vreau sau pot să fac sau nu, nu mi e imposibil. Nu am cum să răspund la întrebarea asta dintr-un simplu motiv. Ar însemna mereu trebuie să caut scuze. Nu e de scuze, am încercat sunt să niște ne realități. A, știu, dar o să pară ca niște scuze pentru noi și nu vreau să lumea să creadă asta. Ne gândim de fiecare dată la un lot în perspectiva următorului meci. Și de obicei încercăm, indiferent că este o fereastră cu două meciuri sau trei meciuri, să vedem care sunt punctele comune între adversari, să putem să ne gândim la nucleul de care vorbeam mai, de, mai devreme. După aceea, în ultimul moment, apar diferite probleme. Cum a fost la Vlad, ne uitam la televizor și am văzut la Chiriche și a făcut ruptură. Atunci, imediat a trebuit să intervenim. Ok, pe cine chemăm în locul lui Vlad? Să vedem cine este cât mai aproape de calitățile pe care le are Vlad, pentru că el se regăsește în filozofia noastră. Plecând de la datele astea, după aceea trebuie să ne gândim. Pe cine în Care sunt atacanții care poate să, să fie în duel cu el? Ce calități au? Campionatul unde joacă? Câte minute a jucat? Haaland, în câte meciuri, câte goluri, câte demarcări în profunzime are, de câte ori vine la primit. Și atunci ne uităm. Fundașul nostru central se apropie de valorile pe care le poate, le poate avea Haaland, de exemplu, de câte ori pleacă în profunzime, de câte ori vine după omul între linii, pentru că și aici sunt aspecte de discutat când noi vorbim de alegerea unui fundaș central. Și pentru noi contează ca și central, ei știu lucrurile astea, ne interesează să iasă după omul între linii. Deci niciodată nu o să accept ca și mei central mereu să vină să marcheze atacanții. Nu o să fiu de acord o să schimbăm fundaș central până o să-i găsim pe cei care mereu trebuie să-și asume relația de unul contra unul, să iasă după atacant sau după mijlocașul central. Dar dacă nu au valoare, cum spui, că doar Chiriche și poate să facă lucrul ăsta. Nu, o fac și ceilalți, numai că nu au inspirația mereu să facă aceleași lucruri. Te-a mirat? Te-a șocat chestia asta? Că a ajuns la nivelul echipei naționale și să nu știi. Nu pentru că și-am sărit etapele astea. Nici eu nu le-am făcut la, junior etapele astea. Vorbim de, de tehnică și tactică individuală. Și eu le-am sărit. Nu mă mir. De ce să mă mir? Pentru că așa au fost condițiile la momentul respectiv. Și, din păcate, pentru ei ajung să le facă la 24, deci 25 știai, de ani. Când ai ajuns la nivel de echipă națională, nici tu nu știai anumite lucruri? Da? Le-am învățat pe parcurs. De la situații uh, văzute din meciuri, mă uitam ce făcea Gatuzo, că mi era greu, mă uitam la Pirlo, dar mă împiedicam repede. Și de cel mai multe ori mă uitam la Gatuzo. Uh -huh. Care este relația lui uh, cu fundașii centrali? cu mijlocașii și de lângă el, în momentul de presiune, unde sunt zonele unde, unde încearcă el să, să paseze. Și din lucrurile astea ne-am ne, ne autoeducat la un moment dat. Nu erau atâtea informații nici pentru antrenorii pe care am avut noi, nici pe internet. Eu n-am cum să-mi judec niciodată antrenorii, pentru că la momentul ăla ne deau informațiile care alea circulau în România. Era foarte greu să circulă materialele materiale cum circulă acum, cărți de peste tot, îți dai comandă de câteva cărți într-un minut. Da, da, în teorie discutăm despre niște fotbaliști care au avut totuși niște antrenori la un moment dat în carierele lor. Mă gândesc, nu știu, Toșca, mă gândesc că... Aici depinde de fiecare jucător cât de norocos a fost. Din punct de vedere și eu am fost, că am lucrat cu Zenga, cu Olăroiu. Din punct de vedere am învățat lucruri din punct de vedere defensiv, am învățat o grămadă de lucruri, cum n-am învățat poate la alți 6-7 antrenori. Dar te-ai gândit că poate neavând siguranța asta, că rămân pe subiectul ăsta de, de fundaș central, că ceea ce spui tu, cum să spun, ridic un, un, un mare semn de, de întrebare și semn de întrebare și, de, și semn de exclamare totodată. Nu am încredere, că nu am încredere. Nu știu să fac anumite lucruri jucători de națională. Te-ai gândit poate... Dar și încearcă să auto duce acum. Pentru că dacă au sărit etapele astea, Silviu... Mi se să pare ar... cumplit să vii la Național. Adică nu mi se pare normal să vii la Național să înveți să joci fotbal. scuză mă să înveți principii de fotbal. Adică păi asta nu, dar e... spun ceva de exemplu. Poate la echipa lui de club joacă om, la om și noi jucăm zonă. Ok Și dacă joci anumite principii Ar trebui să fie Dacă antrenorul spune La nivel de națională nu Principiile generale nu învăță. se schimbă Sunt aceleași Că mai înveți Nu știu Te învață la antrenorul o, o treabă o, și, eu, la, Dar să vii să, să înveți niște chestii Care spui tu Că ar trebui sunt să înveți de La discuta, copii juniori la națională, la națională La națională mare este uh, Sunt cumplit. multe de discutat Și îți dau un exemplu Sunt fundați centrali Care lor la echipa de club Li se cere să nu iasă la omul între linii Deci ce stau mereu 4. Chiar ai avut o problemă între filozofia ta că acum. cum în... și și ce și trebuie și, să jucătorii de la CFR pentru că jucătorii de la, nu la pot CFR să dau, nu pot să dau nume Mă o că echipă. că nu sunt din filmul tău. Din filmul nu, nu, pe care tu nu, și nu cu... nu, nu, nu poți să dau nume pentru că asta ar însemna să intru în treburile clubului. Nu de, -am de, incompa, de incompatibilitate vorbesc. Te ai trezit, ai să întreb așa. Ai avut surpriza să constați că ai chemat niște jucători care nu pot să joace fotbalul tău? Nu care nu pot, care joacă alt fotbal la echipele de club. Bun, și nu pot să-l acesta pe care tu, că tu ești selecționer, tu vrei să practice echipa un anumit gen de fotbal. De Dacă nu poate, să nu poate să nu poată să joace Poate să joace, numai că ei nu sunt obișnuiți să lucreze așa. Metodele sunt diferite, exercițiile sunt diferite, pauzele sunt mai scurte. Că mie senzația, senzația mea a fost că, cu excepția lui Burcă, fotbaliștii CFR-ului joacă altceva. Joacă și, și parcă joacă bine și că se simt bine la CFR Cluj și că înțeleg fotbalul da, ăla, e normal, și parcă nu se înțeleg, nu se, se simt bine. cu echipele de club unde sunt zi de zi acolo și cu antrenorii și colegii, normal să simtă mai bine la echipa de club. Dacă nu s-ar simți bine și nu ar avea evoluții da. bune la echipa de club, nu ar fi prezent la Național. Da, da, Deac, de exemplu, mă uitam la Deac, fără nicio. Deac este un fotbalist pe care cred că toată lumea îl admiră și este un model pentru toată lumea de felul în care muncește, de felul în care a ajuns la vârsta lui să arate, să-și conștientizeze erorile din copilărie, din tinerețe, că și el spune că dacă era la fel de serios când s-a dus la șalche și așa mai departe. Dar pare corp străin în Naționalul României pare un cu totul alt fotbalist când vine la lotul național decât vine inclusiv centrările alea de la, de, da? la, la CFR Cluj de centrare bună după centrare bună și vine Viniciu și de gol la Românie nu putea să dea o centrare să treacă de pal doi om V-am spus, diferă meciurile echipei naționale sau meciurile internaționale, cum sunt și meciurile CFR-ului în Europa League de meciurile din Liga 1 de la abordare, de la așezarea adversarului, ritmul de joc, distanțele între compartimente, distanța între tine, posesorul de balon și adversar, nu mai stai câteva secunde să ai timp să vezi unde se demarcă colegul, să iei decizia cea mai bună. Joci într-un într 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 spațiu foarte redus, cu densitate mare de jucători. Toate lucrurile diferă când e vorba de echipa națională. Totul se întâmplă mai repede de la exercițiile de tehnică, de tactică, totul se derulează într-un timp foarte rapid. Pentru că ai un antrenament de 80 de minute cu tot cu pauze, niciodată nu putem să ne ducem mai mult de 45-50 de minute de, de timp efectiv de, de lucru, pentru că după aceea ar întâmpina probleme din punct de vedere fizic în timpul unui meci, riscăm să-i accentăm și atunci avem și noi o limită și o barieră pe care o au și ei. Dar va trebui să adapteze. De la meci la meci, au luat și ei cunoștință cu ce înseamnă echipa națională pentru unii care uh, nu au jucat, care au debutat. Pentru cei care au fost la echipa națională și dau și ei seama că de la an la an, meciurile internaționale sunt mult mai intense și la nivel de echipă de club, și la echipa națională, pentru că simt și ei pe pielea lor lucrurile astea și e dificil pentru toată lumea. Dar, încă o dată, nu vreau să uh, marșez foarte mult pe subiectul ăsta care ar părea ca o scuză. Va trebui să găsim soluții. Da. Nu știu. Vedem să... dacă putem să avem uh, o abordare, cu toate că. Este foarte greu calendarul în care să avem o abordare, cluburile să poată să ne dea cu o zi mai înainte, dar aici sunt foarte multe meciuri de jucat în perioada asta, intervine și programul televiziunilor, e de discutat dacă putem găsi o soluție în plus pentru a avea măcar încă un antrament în plus, cum l-am avut cu, cu Belarus, adică în loc de un antrament am avut două. Asta este problema de care vorbeam mai devreme la Naționalele de Tineret, de ce credeam că volumul de muncă va diferi foarte puțin, nu va fi atât de mare, pentru că Acolo aveam o zi în plus în care alegi să faci un antrenament sau două. Faci un antrenament de 90 de minute sau faci două de câte 60 de minute fiecare. Indiferent că vorbim un antrenament normal sau un antrenament uh, cu obiective tactice, ai posibilitatea să mai reglezi niște, niște lucruri. Tu după astea 8 meciuri, mă rog, 7 meciuri, dacă Norvegia nu s-a jucat, tu ai în minte jucătorii cu care ataci mondialul? Știi pe cine ca principiu, că ai văzut la lucru, ai văzut, ai știi lotul cu Cred care că ai vrea? 15 jucători, îi știm. 15 jucători îi ai, în, îi ai în, minte. sistem de joc ai în minte? Că aici iarăși și o discuție. vei, se va schimba sistemul cum s-a schimbat în meciurile astea? Dacă vedem că lipsești jucători care noi credem că poate joace un sistem, se va schimba. Dacă vedem că adversarul întâmpină probleme într-un sistem pe care adversarii lor le-au pus mari probleme sau au câștigat meciurile, la fel vom schimba sistemul. După această perioadă, la fel, noi am încercat oarecum și am un document pe care l-am prezentat și Comisiei, Comitetul Executiv și va fi și la, comitetul, și la Comisia Tehnică, care este foarte util pentru echipele de club, dar care vi-l pot da și, și dumneavoastră să-l vedeți. A apărut în Anglia este un, o statistică foarte interesantă, vis-a-vis -vis după perioada asta de pandemie, cu sistemele de joc. Și arată în funcție de ce vrei tu ca filozofie, ți arată un sistem de joc potrivit unde consum mai multă sau mai puțină energie, ca volum, ca și capacitate sau ca intensitate. De asta am și uh, căutat să fie un sistem de joc unde să putem să uh, risipim energie doar în momentul în care să avem o reacție după pierderea mingii, să putem să facem pressing. În momentul de față. Această statistică arată că dacă ești o echipă care faci, ai posesie și ai reacție după pierderea sau faci pressing, cel mai mult efort îl pierzi în sistemul 4 2 3 -1. Și atunci noi am evitat oarecum să jucăm acest sistem și prin prisma acestui fapt. Hagi ți-a zis de ce ai renunțat la sistemul tău. Bun, dar întrebat asta, asta că e sistemul însemna, care te-a făcut... Asta ar însemna să vin la fiecare persoană care întrează ceva să ies să răspund public. Nu e orice persoană, Hagi. Am înțeles. Da, Dar despre era... fotbal, da. vorbim despre fotbal. Orice persoană care este în fotbal ar trebui să răspundem da fiecare. Dacă sunt 10 la conferința de presă, ar trebui să răspund la 10 întrebări numai despre asta. Mai departe, eu pot să vin să întreb la o echipă de club ce sistem joacă fiecare? Eu pot să intervin în filozofia cuiva? Uh, să știi că au existat, a, apropo de proiecte, și știi da, poate, bine că au existat țări, poate exista țări în care s-au impus, -au, -au impus niște principii. Care au pornit de la bază, de la copii și juniori, până la Olanda, da, care a jucat ani de zile 4-3-3. Toate echipele jucau 4-3-3. A fost o, o chestie de filozofie națională, de legătură între federație, cluburi și așa mai departe. Nu e o chestie exclusă, nu mi se pare absurd. La un moment dat, dacă România hotărăște să aibă un, un program comun, nu să impui, dar, dar niște principii, să existe comune la club și la națională. Nu mi se pare. Uh, nu mi s-ar părea ceva. Noi nu, putem, noi nu putem să cădem de comun acord de abordarea unei partide, da? Am zis că mergem să facem pressing, de ce să facem pressing? Că noi fotbaliști români nu știm să facem pressing, trebuie să ne apăr apărăm. Și noi putem să vorbim de un sistem comun. Dar nu, uh, cum să spun? Asta este ce spui tu, este o discuție uh, de, de cine ce zice. Ci, și voi la Federație n-ar trebui să fiți interesați de cine ce zice. Voi ar trebui să faceți lucrurile cum credeți voi că trebuie făcute. Păi noi le facem cum credem noi, dar oamenii se uită la emisiuni, da? oamenii se uită acum la noi. Da. Dacă eu încep și vorbesc prostii, se mai uită oamenii mâine? Sau poate oamenii care au încredere în mine să că, mamă, așa este cum vorbește Rădui. Poate nu mai crede ce zice Silviu. De asta spun, noi trebuie să, când spunem de ce echipamentul ăsta e albastru, trebuie să spunem de ce este albastru. Adică nu putem să venim la televizor că mie nu-mi place persoana X sau Y și găsesc în așa fel o manieră de a vorbi încât să-l pun pe el în dificultate și să arăt că de fapt ce a lucrat nu este bine. Apropo că tu ai spus, pentru că lucrurile astea, oricât am încercat noi să le ascundem mai devreme sau mai târziu, oamenii le vor înțelege. Prin simplu fapt că spui că ce am jucat noi 3-4-3, că de fapt am jucat 5-2-3, singur, în esența lucrurilor și în logică, nu poate să fie un sistem defensiv așa cum s-a sugerat, pentru că tu ai lăsat trei oameni sus. Dar prin simplu fapt că mie nu-mi place fața lui X, fața lui Y, că cineva a câștigat alegerile și trebuia să câștige altcineva, avem ceva de împărțit și mereu vor exista lucrurile astea. Tu crezi în taberele astea? Tu crezi că ești atacat pentru că faci parte din echipa Burleanu? Dar sunt, sunt, evidente. Uitați-vă, când vorbim de Federația Română sau de sau Fotbal... Sau pentru că a, -a puțin, jucat când, vorbim, bine. când vorbim de Federația Română de Fotbal, cine au fost cele trei persoane care au fost atacate? Au fost Mirera 2, Mihai răzva Răzvan Burleanu. Acum? Altădată era Andrei acum de, acum de un an de zile vorbesc, da? De când am semnat cu echipa națională în României. De ce în ziua meciului? Cu o zi pentru înainte. Că e normal cine să fie? E normal în ziua meciului? Nu, zic ce, cine, vrei să, cine vrei să fie tras la răspundere pentru rezultatele naționale? Nu miră rădăcini, ai și și Răzvan și Păi nu, dar de ce te întreb? De pentru ce? că au un impact mare asupra oamenilor, nu? A, a, trebuie să defalcăm lucrurile. Uh, Miră Rădoi este tras la răspundere pentru lunile octombrie și noiembrie. În luna, în luna septembrie nu o te-a atacat nimeni. Corect? Trebuie să revedem atunci materialele. Silviu, eu nu eu am nimic împotriva eu că nu vreau să mă duc direct pentru importantă. că eu mi-am făc, mi făcut, o promisiune. Eu nu vreau să mă duc contra oamenilor. nu să eu mai răspund. Ce spui, dar, dar tu spui de tabere. Aduceți-vă aduceți aminte. Eu nu spun de tabere. Spun că sunt oameni care apar și cu o zi înainte de meci, cu două zile înainte de meci, în ziua meciului, se fac declarații. Oare care este uh, diferența dacă s-ar face cu o săptămână înainte? Care sunt de ce? oamenii? Prunează aici, nu? Nu păi... știu, pentru că nu stau să contabilizez oamenii. Și nu o să răspund, v-am spus, cum ai zis mai devreme, de Hagi uh, sau de oricine ar fi. Nu o să stau să mai răspund personal, pentru că ar însemna să ne ducem în altă parte, să nu mai discutăm despre fotbal, de lucrurile care sunt interesați spectatorii. Nu! Lumea e interesată și de, și de faptul că selecționăm. Nu. Lumea bine e interesată și zice, de și zice pe așa. care noi doi o putem avea. Nici nu. de cum ce putem să facem. Lumea să zice cei. așa tu, tu mire rădoi, vii și zici, există trei oameni care sunt atacați, Burleanu, Stoichiță și Rădoi. Da? pentru că Eu spun ei, spun ce am auzit în Pentru că, că ei sunt dintr-o tabără care a câștigat alegerile și nu din tabăra care a pierdut alegerile. Asta înțeleg eu. Da? Și că ei au o agendă, cu o zi înainte își propun să atace naționala, corect? Dar voi, voi nu știți lucrurile astea, simplu. Mă întreb pe mine, trebuie să ți le răspund. Ți-am spus mai devreme și cred că și voi știți. Din dată ce sunt sunați în ziua meciului sau cu o zi înainte. E clar că și voi știți încotro se îndreaptă lucrurile și care vor fi. Și e normal că trebuie să vă faceți emisiunea. E normal. Și te întreb, încă o dată îți spun, tu da. crezi că tu, Mireră Rădoi, ai fost atacat pentru că ești din tabăra Burleanu sau pentru rezultatele și Jocul Național? Cred că, în primul rând, a contat că sunt din partea asta a Federației, că sunt cu Războam Burleanu în aceeași echipă. Astea au fost lucruri care au fost primordiale. Nu jocul. Nu. Eu din ce din ce am văzut din ce am auzit Eu cred că ăsta a fost primul motiv pentru care, care am fost atacat Eu nu cred asta Nu, asta nu în e total, nu asta, to totalitate Că au fost oameni, de exemplu, nu știu cu Craiova Că trebuie discutată și situația cu Craiova Nu, Tot... discutați voi Silviu, eu n-am cum să vin să spun ceva ce nu există Voi veniți și spuneți, ești vinovat Trebuie să vii cu niște dovezi ca să mă faci vinovat Eu nu pot să spui despre noi sunt vinovat și eu trebuie să vin să spun, nu să ne vinov, asta, să vă aduc eu dovezile. Nu există dacă nimeni de nu a confirmat acest lucru. de acord. 100%. 100%. Dar Noi, discutăm în continuare după două luni de același lucru. Aceleași lucruri <laughs> discutăm. Da, pentru că tu crezi, de exemplu, că de la Craiova uh, au existat oameni pentru că... Da, a... poate să existe putere. Care poate, au lansat, la, care au lansat chestia asta? Poate să o între ei. Puteau să vorbească despre numele meu. Puteau să fie orice. Atâta timp cât eu am spus la echipa națională. Nu răspund. Când s-a trenat am spus că nu. În continuare sunt la echipa națională. Toată lumea confirmă. În continuare punem și antrenorul de la cealaltă echipă în dificultate. Adică, în momentul de față, Craiova are un antrenor. Nu, nu are un antrenor. Cum nu are? Nu, are un antrenor despre care s-a spus uh, pentru până vom numi un antrenor, cam așa a fost formularea. Dar vine este angajatul să... clubului okay. și este antrenor. Bă, papura mai în fost angajatul de... clubului și când a fost adus Pițurcă, după aia Dar a nu fost contează, trebuie respectat. Și când... La fel la fel s-a scris uh, ce frecluj. Păi dacă noi vorbim și de Dan Petrescu, care a ieșit campion de trei ori, în, în primăvară Europa League, va fi schimbat, va veni Adrian Mutu. La Steaua va veni Regen, va fi schimbat Toni Petra pe primul loc. Cu ce ajută fotbalul românesc știrile astea care nici măcar la nivel de zvon nu există? Păi cu Dan Petrescu din... s-a dovedit că sunt reale că pleacă Dan Petrescu a plecat Dan Petrescu și a și spus-o Vorbim de discuții de acum două, trei săptămâni, Silviu. Asta de două, unde... trei săptămâni vrea să plece Dan Petrescu și acum au rez rezolvat să plece. Eu, 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 văd lucrurile puțin diferit. Eu spun, cel puțin din punctul meu de vedere, așa văd eu lucrurile. Sunt aruncate niște lucruri care nu știu dacă sunt verificate. Dacă vor ieși, X a dat în exclusivitate, dacă nu s-a dat nimic... A trecut subiectul, s-a uitat, nu este nicio problemă. Deci tu cum e, Hai Rotaru, nu ați avut niciodată o discuție. Despre ce să avem o discuție? Despre posibilitatea zi... am răspuns de 200 de ori la întrebarea asta. Iar <laughs> răspund la întrebarea asta. Deci nu ai avut. Asta spun. Nu. Că, că într-o bună zi ai putea să devii antrenorul Craiovei. Păi și discuțiile. Dacă am avut o discuție când? Pentru că eu am discutat și cu domnul Varga, și cu domnul Pandele la voluntari, și cu domnul Nicolae la strași, și cu domnul Rotaru. La, clar că mergi dacă pe mă... la meciuri. Păi, că ești păi pe acolo, de asta. Dacă, în că dacă mă întrebați, ai avut o discuție cu X și eu spun da, a fost acolo, a fost să negocieze. Sunt nu, discuții nu, care nu. ne vedem la meci. Nu, o discuție practică în care uh, mi Rotaru să zică la un moment dat, nu. păi, mirele, vreau la un moment dat, să te aduc la Craiova. Nu. Bun, ok. Uh, că Mutu, da? Mutu a fost în cărți la, la ce Cluj. Că am auzit ieri, Zvan nu spunea, domne, n-a existat nicio discuție. Au existat discuții între Mutu și uh, Neluțu Varga. Că până la urmă nu s-a ajuns la nicio concluzie, asta e altceva. Și de asta e important. Pentru că vezi. Tu spui de ce zice lumea așa? Pentru că nici oamenii de fotbal nu sunt consecvenți. Pentru că oamenii de fotbal de foarte multe ori nu spun adevărul. Și asta este iarăși o realitate, da? Iar iarăși este un lucru că auzi astăzi, domne, n-am discutat de reziliere, n-am făcut. Nu e adevărat, Mințiți voi presa și a doua zi vezi că reziliează. Și astea sunt niște realități care se întâmplă des. Da. Corect? Da. Și atunci tu ce vrei? Adică ce ar trebui? lumea dacă aude, de exemplu din zona Craiovei. Am auzit inclusiv eu din zona Craiovei că tu ești dorit acolo. Da, dar se poate face uh, o chestie de lucru sau un angajament doar, de parte, uh, doar din partea unei părți? Nu. Atunci? Nu. De ce discutăm? Nu. Nu. În același timp depindea foarte mult cred că și de sprijin pe care tu-l aveai în perioada asta din partea Federației Române de Fotbal de o serie întreagă de factori. Nu, că nu, e... nu, discuțiile sunt foarte simple. Dacă eu decideam să continui cum am decis, continuam. Dacă nu, plăteam acea clauză și puteam să plec oriunde. Hai să ne întoarcem la, să ne întoarcem la, la taberele astea. Uh, crezi că găsești sau ar trebui Federația Română de Fotbal să găsească o modalitate de dialog cu cealaltă tabără? Nu e treaba mea. Eu mă ocup păi, de fotbal. Ei pot în, pot în continuare să păi discute despre orice. Păi conducerea ar să te protejeze pe tine. Scuza-mă. Adică tu, tu, ca selecționer, Pe că noi, tu ne, că te pe noi ne, ne ne protejează rezultatele sau... Ne protejează rezultatele sau... Da, eu. da, zici că te afectează sau, că în ziua meciului Nu mă afectează. Nu, apar, nu, apar. nu, mă afectează. Păi, nu e o diferență. Uh, mă deranjează, dar nu le las să mă afecteze. Deci nu mă afectează. Ok, dar dacă Când te le băd, deranjează, plus, plus că am obicei în ziua meciului, nu mai citesc. Bun, dar federația ar trebui să te protejeze pe tine. Eu nu simt nevoia. Dacă okay. ei. Poate okay. O să fac, eu nu simt nevoia. Nu am niciun fel de problemă. Ok, mă întorc la sistemele de joc. Da. Uh, va exista un sistem. Ai, ai de gând, pentru că vezi marile naționale, vezi naționale noastre, istoric vorbind, da? Și acum nu știu dacă mai e de actualitate. Și asta tu poți să-mi spui pentru că tu antrenezi în 2020, nu antrenezi nici în 2008 când era Pițurcă, nu antrenezi nici în 94 când era Iordănescu. Tu antrenezi Mireră 2 2020. Tu Mireră 2 care la Național de Tineret a avut un sistem care a fost cam uniform, da? Nu mi aduc aminte să fii... vorbim de prima națională, cam am activat și cu cealaltă generație, prima. și prima al sistem. Prima, prima, dar și în a doua, în a doua ai păstra 4 3 3. A? În prima ai jucat 4-2-3, în a doua ai jucat 4-3-3. Uh, la Naționala Mare intenționez să ai un sistem fix? Nu. Nu. Nu e nevoie? Nu, pentru că mereu trebuie să aduci uh, ceva în plus. La echipa mare mereu trebuie să vii cu, cu, câte o surpriză. Cu un jucător nou, cu o schimbare de sistem... Echipele de la un meci la altul la național la mare și îmbunătățesc foarte mult lucrurile pe care le-au făcut o, o partidă sau două în urmă greșelile pe care le-au făcut imediat le remediază. Uh -huh. Asta este o diferență pe care am sezat-o foarte mare între ce înseamnă Under 21 și ce înseamnă echipa mare. Am înțeles. O să luăm o scurtă pauză publicitară după care o să vezi punctual câteva păreri ale unor oameni de fotbal da. despre despre ceea ce s-a întâmplat în campania asta, după care vreau să vorbim evident și de, subiecte gen Chiricheș. Pentru că Chiricheș este, până la urmă, un jucător pe care tu l-ai lăudat extraordinar de mult după prima acțiune, dar care evident a rămas... Îl laud și acum și îl voi lăuda și după ce se lasă pentru că l-am văzut la antrenament și felul cum interpretează fazele. Da, dar Chiricheș ratează două acțiuni ale naționale și după aia joacă 90 de minute în meciurile imediat următoare de la Sassuolo și asta trebuie să discutăm imediat după publicitate. Da, cel puțin la fel de interesante discuții din pauzele publicitare ca alea din emisiune, dacă nu mai interesante. Uh, sunt multe. Sunt multe. multe de discutat, mereu vor fi multe. Nu, uh, dar mie îmi place să discutăm despre fotbal, pentru că cu siguranță, cu oricine voi vorbi despre tactică, cu analiștii, cu oamenii de fotbal, nu am cum să nu văd ceva. Nu am înțeles. Dar Ești dispus da, la o emisiune la un moment oricând, dat? Oricând. Cu toți oamenii? Cu toți oamenii. Cu Panduru, cu Dinu, cu... Absolut. Da? Că vorbim de... de fotbal, vorbim de tehnică, vorbim de tactică, cum să nu am ce să învăț de la, Uite, o să, o de, să la, vorbim, de la, vorbim, ei. O să vorbim și o să programăm o asemenea emisiune. Uh, cu oameni în care să discutați pe... Pe sistemele de joc pe care le-a făcut ei, echipa națională. N-am ce fel de problemă. Uh, pe, cum să spun, pe cum a jucat naționala, pe impresia pe care a lăsat-o și vreau să te întreb ce notă ți-ai dat pentru astea șapte meciuri? De la cât la cât? 1-10. 6. 6. E sub ce credeai că o să primești? Păi n-am primit de la nimeni, mi-am dat singur. Asta spun. Dar sub ce? Înțelegi ce vreau să spun? Păi mă așteptam la un 8, adică să fim calificați la euro. N am înțeles. Și de ce nu ne-am calificat la euro din punctul de vedere? Dacă stai acum să te uiți. Care e motivul pentru care nu ne-am calificat la euro, Mirel? Păi cred că am spus mai devreme, din unul din motivele. Din punct de vedere al mizei partidelor, nu avem astfel de, de meciuri jucate. N am înțeles. Este unul din factori. Al doilea. Cred că în momentul în care am început jocul și am văzut că am greșit câteva pase la început ne-a fost frică să ne asumăm aceste riscuri și de foarte multe ori aveam o posesie în care nu am reușit după 10, 11, 12 pase să verticalizăm. Pentru că știam că Islanda în momentul în care avem o posesie pasivă dintr-o parte în alta vor începe să comprime spațiile, se vor strânge foarte mult. Uh -huh. Și nu am reușit să facem schimbarea de direcție Niciodată directă. Am încercat mereu să o facem intermediar. După care, știam că făcând lucrurile astea de foarte multe ori dintr-o parte în alta, cei doi mijlocași centrali uh, vor rămâne în linie și largi. Și nu am reușit să verticalizăm acolo, în 4-3-3, unul din Inter și mai ales. Pe Maxim îl, îl foloseam foarte mult să primească mingea acolo, pentru că este jucătorul care, dacă primește mingea în zona aia, se întoarce cel mai rapid și dă pas filtrant. Nu am reușit să-i aducem foarte multe, foarte multe baloane lui, lui Maxim acolo. Poate au fost foarte multe momente în care ne-am dus și am stat patru sau chiar cinci jucători în linie. Și nu am reușit în momentul în care uh, Crețu, de exemplu, a avut mingea și am sărit linia atacanților și a avut mingea, nimeni nu a venit la, la pas. Eram cinci jucători care așteptau în linie și ei făceau la fel pe faza defensivă. Făceau cinci și stăteam om la om fără să găsim spații. Uh, Ți-am promis câțiva oameni de fotbal câteva remarci pe parcursul acestei perioade. Basara Panduru, Zice, zice, așa, într-o analiză de după, meciul, de după ultimul meci, meciul cu Austria cred că ne-a păcălit pe toți. După acel meci am crezut și în primul rând cred că antrenorul a crezut că se bate de la egal la egal cu oricine. Noi nu avem echipă de 4-3-3, cred că trebuie să ne uităm la echipele care sunt lângă noi, ce joacă și ce rezultate au. Ce joacă Suedia, de exemplu, ce joacă Danemarca. Părerea mea a fost întotdeauna că noi trebuie să jucăm cu două vârfuri. Cred că pe noi ne-ar prinde mult mai bine un 4-4-2. Este o părere... Și generală să... din care eu nu înțeleg nimic. E aproape de noi, Suedia și Danemarca? Aproape de noi ca nivel valoric, zicea. Și este aproape de noi? Întreb. Au fost în anii ăștia. Am înțeles. De ce nu putem să uh. jucăm 4-3-3? Nu știu ce părerea lui, dar dacă tu ai altă părere. Nu, de asta vorbim de de 4-3-3. De ce 4-3-3, de exemplu, ne-am luat bătaie 4-0 de la Norvegia? Și nu am câștigat în Austria? Păi da. Și da, de unde pornește discuția? Discuția de la meciul cu Austria. Zice că atunci am. Păi și avem un, pream... un meci cu Austria și un meci cu Norvegia. Pream... 4-3-3. Am prins prea mult curaj la meciul ăla cu Austria. A fost o supraevaluare a noastră. Poate eu, chiar nu, care. Chiar, chiar și eu din nu cred din punctul de vedere. Nu cred și v-am spus, nu, nu voi schimba principiile, indiferent de sistem. 4-3-3, 3-4-3, 3-4-1-2. Și atunci 4 -3 -1 -2. de ce nu am mai repetat meciul ăla cu Austria? Că ăla a fost un meci de referință. Păi, uitați-vă că jucătorii au lipsit. Ați avut echipele mai devreme. Deci nu. doar absența jucătorilor a făcut. Dar nu e simplu. Vorbeați de omogenitate. Păi dacă nu e nici același 11, nu putem să-l alinim? Ce omogenitate să avem și cu un singur antrenament? Ok, dar asta într-un fel sau altul ne descurajează. Adică ce spui tu nu, nu ne oferă vreo perspectivă. Că, e posibil covid păi nu, o să mai... Perspectiva, perspectiva nu o vedeți voi pentru că ce că suntem slabi. Și eu spun, ok, accept, suntem slabi, și antrenorul și jucătorii, o să încercăm să facem un felul nostru, așa considerăm noi. Să mergem ca nebuni în atac. Asta este o viziune a noastră. Poate nu e bună, dar noi încercăm să o facem. Să vezi ce a spus Iordănescu, apropo, de, de situația. Asta e Iordănescu care a zis că uh, sub nicio formă nu trebuie să pleci de la națională, că era nebun să pleci de la națională. Și zice, a devenit mai înțelept după ultimele 4-5 luni, cu siguranță a făcut o evaluare corectă față de ceea ce reprezintă fotbalul românesc în această perioadă și filozofia lui nu poate să dea roade având în vedere jucătorii pe care are la dispoziție. Da, asta v-am spus. Am zis-o acum câteva zile, nu să stau să iau pe fiecare în parte, nu o să mai răspund, sunt liber să spună ce vor ei să spună, treaba lor, nu o să stau pentru că oricum nu o să, nu să fie nimeni sau nu o să fac pe toată lumea fericită. Din punctul de vedere, poate să spună orice vor ei să spună. Eu știu că am principiile mele, gândurile mele, la fel le voi face, indiferent de ce vor, de ce vor discuta. Cu cât ți-a scăzut optimismul din momentul în care ai venit la Națională, din luna sau nu să după cu Austria. Nu sunt mai optimist acum pentru mondiale decât am fost înainte pentru Euro. De ce? Pentru că sunt, sunt momente foarte bune acum, în perioada asta de pandemie, în care jucătorii nu au putut să facă o pregătire normală la echipele de cluburi, în care au călătorit foarte mult. Este situația asta, pentru că și la echipele de club se întâmplă, și la echipa națională, în care fotbalul a fost pe locul 2. De -te -te... adică au jucători în Islanda care se trezeau pur și simplu la 8 jumate, era micul dejun, și la 8 erau prezenți, au venit testele, nu au venit testele. Adică erau foarte preocupați de nebunia asta, de, de pandemie, de virusul ăsta. Și atunci fotbalul a devenit pe locul 2. Da, dar tu spui, tu spui așa că una dintre principalele probleme este că jucătorii noștri nu au, meci, nu au meciuri puternice în picioare. Nu o să aibă nici în perioada următoare. Că nu au de unde să aibă. Vedem, așteptăm. Deci... Poate o să mai apară meciură, să joace în Cehia, locul 1 cu locul 2, nu știu, în ultima etapă. Dar Sunt acolo meciură... e Stanciu. Stanciu oricum se spune Mai că crește are... miza. Nu ajung la nivelul unui baraj. Dar crește miza. După aia au și ei mai multe meciuri cu noi. Mai multe selecții. Văd și ei principiile. Au simțit și ei jucătorii. Ei vin singuri și spun. Dumnezeu au crescut nivelul de intensitate. Și în Europa League și la nivel de națională. De la an la an se schimbă lucrurile. Încep și ei să înțeleagă că trebuie să lucreze mai mult. Și la echipa de club, și la echipa națională trebuie să sacrifice. Programul este care este și de o parte, de alta, stai de parte de familie. Încep să înțeleagă și ei lucrurile astea. Nu e ușor nici pentru ei. Da, mă gândesc că asta e mai degrabă o treabă, cum să spun, de de, 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 ce sperăm, nu de... Că realist vorbind, în perioada următoare o să mai aibă CFR Cluj două meciuri în Europa League. Silvia, dar nu dacă ne uităm foarte atent, nu s-a schimbat cu nimic. Noi facem aproape 24 de ani de la ultimul mondial. Dacă scoatem cele două europene din 2008 și 2016, din 2000 ne-am mai calificat. Da. Adică, nu știu, dintr-o dată așa s-a făcut chestia asta, domne, trebuie neapărat să ne calificăm acum. Altfel, nu, nu în dar situația are, asta are, are. suntem de ani de zile, pentru că noi vorbim de un proces uh, ori de o filozofie de joc, ori un proces de reconstrucție, pe un an de zile, pe trei luni, pe cinci luni, pe șase luni. Mi-aduc aminte, după luna octombrie deja se vorbea să plec. Pe cum să vorbim noi de un proces de reconstrucție în care, în momentul în care am semnat doi ani și ceva de zile, s-a spus, Dom, să nu se semneze patru ani de zile. Da. Acum se vrea să plec după două luni. Păi da, după de, ce cinci nu s -a, de ce nu s-a semnat pe patru ani? De ce, nu spre, de ce, nu spune, de că, uite, Duc Adam zice la un moment dat o chestie care mi, mi se pare... Pentru mi... că noi dacă am discutat și am căzut de comun acord să fie acește, aceste, aceste preliminarii, să fie calificarea la acest play-off de euro și aceste preliminarii de uh, mondial, de ce trebuie să discutăm de patru ani? Pentru că și de o parte și de alta am fost de acord cu contractul ăsta. Da, dar poate, poate că, că există și poatele ăsta, da? Calculul Federației să fie greșit. Și să zic, poate și întâmpla zic, orice. Zic, și zic de ce? Și, pentru că sunt, uite, repet, duc Adam zicea așa, poate că n-ar fi rău să picăm într o grumbă extrem de complicată pentru Cupa Mondială și să pregătim echipa pentru Euro următor. Oricum va trebui Silviu pregătită. Indiferent dacă ne calificăm sau ne calificăm la Mondial, nu va știu. trebui o mare parte <coughs> din jucătorii de la Under 21 să fie prezenți la meciul ăsta la Mondial. Ne asumăm lucrul ăsta. Indiferent, Și da, se poate întâmpla să nu ne calificăm. Nu știe nimeni dacă ne calificăm. Păi, nu dar măcar... să avem mai chem după ce a dat golul golola? Da, Fac convocările că... acum aici. Păi, nu, dar da, zic așa nu faci convocările aici. Dar... La fel dacă are, am văzut, dacă are 32 de ani de cei pe bancă. Păi, noi de ce avem antrenamentele? Nu-i numai cheamă la antrenamente, e direct la meci atunci. Cine are treptos peste da, 30 de, de ani, ridicați mâna și intrați să acolo jucați. A spus Cornel din nou că eram în emisiune, a spus de principiu, a zis, că dacă chem un fotbalist de 32 de ani, are experiență suficientă încât să poată să joace titular. De ce? de ce îl lași pe bancă când el, în momentul în care intră, schimbă fața jocului? Asta întreba. Bun, și dacă nu intra, nu avea acea realizare. Dar ce l-ai mai adus, domnul la 32 de ani? Că oricum n-a schimbat jocul. Deci, oricum ar fi, noi căutăm lucrurile astea care poate să fie așa sau așa, nimic de o siguranță. De asta spun că noi vorbim, noi oamenii de fotbal vorbim lucruri generale. Noi așteptăm să vedem ce se întâmplă ca să putem să venim să nu. acuzăm ceva. Nu. Au fost oameni care au spus și înainte de meciuri. Că înainte de meciuri, chiar cu mine în emisiune, au fost oameni care au spus că nu au încredere în 11 că nu, și căutau să, să găsească motivul pentru care a fost 11 celălalt. Și după meci... Și unor... obișnuieți funcția acum că au fost oameni care au zis de ce îl chemăm pe Eric Bicfalvi. Și uite, Eric Bicfalvi ne-a dus în urna a doua. Da, de acord. Deci, nu... Lucrurile sunt relative, de asta spun noi când discutăm despre lucrurile astea. Oamenii se uită la noi. Noi trebuie să-i facem pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă la echipa națională, de ce nu avem rezultate sau ce putem să facem. Pentru că noi nu facem altceva decât să dezbatem niște lucruri care duc către conflict. Atât. De o parte sau de alta de o generație mai tânără cu o generație mai bă, bă, bătrână, de o tabără care a câștigat alegeri sau care n-a câștigat, de o tabără care, bă, bă, nu știu, candidează sau nu candidează și lucrurile astea nu fac decât să ducă către polemică. Din punctul meu de vedere, asta nu înseamnă că așa este. Povește-mi uh, situația cu FCSB-ul. Ai spus uh, că uh, știai că se urmează să se lanseze pe piață un zvon că de fapt din cauza naționalei problemelor de la național sau antrenamentelor de la naționale s-au accidentat uh, man și tănase. Da, ca să o luăm de unde ai imediat e informația în, asta? În dimineața pe... în dimineața zilei când uh, trea să mă duc la o emisiune, uh, am avut ceva informații. După aceea chiar înainte de emisiune de la un jurnalist pe care nu l știam, pentru că nu aveam numărul lui, am primit informația asta că mâine se va pregăti și am spus-o imediat în emisiune să nu apară tocmai de la, de la, club. Imediat a doua zi de dimineață după emisiune l-am sunat pe meme și am discutat lucrurile astea și am spus uite așa, 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 verifică și tu un club. Cine? Pentru că dacă meme nu știa de ea, înseamnă că e altcineva. Și am zis, verifică și tu un club. Cine ar putea să scoate informația asta și o să verific și o să trimit numărul sau o să verific numărul jurnalistului și să vedem de unde are informația aia. Meme ai văzut, a avut o postare în care a zis că era corect să-l fi sunat înainte să uh, spui treaba eu respectivă am intrat, pe post. am intrat la emisiune, l-aș fi sunat. De asta l-am și sunat după. Dacă aveam ceva să cred altceva, nu îl mai sunam și nu mai discutam. Adică și dacă am făcut o greșeală, mi-o asum să recunosc dacă era o greșeală, dar până nu aflăm exact ce s-a întâmplat, n-am niciun fel de problemă. Adică eu cu mai uh, suntem prieteni și putem să acceptăm unele lucru și de o parte și de alta, indiferent dacă este o glumă, o ironie sau este un fapt. Dar, din punct de vedere, nu cred că ar trebui să supere nimeni, nici eu, nici el și Simplu fapt că au fost niște informații pe care trebuia să le spun atunci, pentru că altfel subiectul ar fi luat amploare și nu ar fi avut nimeni de câștigat. Pentru că și noi, dacă am fi acuzat, va trebui să ne apărăm. Nu înseamnă că trebuie să răspundem neapărat să acuzăm la fel, dar uh -huh. va trebui să ne apărăm. Chiricheș, joacă două meciuri integralist după două acțiuni ale Naționalei la care nu se prezintă. Eu un semn de întrebare pentru tine? Nu. Și am nu. mai explicat de ce. 1. Noi nu avem aparatura pe care o dispune un club. Doi De ce nu avem? Pentru costă sute de mii de euro o aparatură pe care Naționala ce să facă cu ea? Are o are acțiune odată la... o mega aparatură așa? Da, numai sa solo? Nu știu, întreb și că... Și Breding, și Ludogoreț, și... Adică despre ce vorbim? Doi, <coughs> sunt rezonanțe magnetice în care se vede foarte clar. Doctorul mi-a spus, la ambele rezonanțe magnetice are ruptură. Poate juca? Nu. Simplu, s-a terminat discuția. Eu nu pot interveni, că nu sunt doctor peste... Da. Ok, nu știu. Eu cred... lasă, că... un semn de întrebare, așa, povestea Poate asta. pentru voi, pentru noi nu. De ce? Pentru po, că el a venit. Okay, el, la, pen... el, a, venit. Dacă <coughs> avea ceva de ascuns, nu venea. Deci, pentru pe lângă voi e important, pentru noi nu e important. Pentru nu, dar voi... trebuie să știu oamenii, pentru că rămâne așa. Pentru noi se pare că s-a dat accentat. Nu, nu s-a dat deloc, pentru că are o rezonanță la club și are o altă rezonanță când a venit în România și a făcut-o. Și la ambele arată ruptură musculară. Lucrurile sunt simple. Nu putea să joace pentru noi. Puteți să-l întoarceți și vreți să-l întoarceți pe Tatarușanu? Degeaba mai încercăm, am încercat, am discutat cu el, nu se... Plus că tot e omul care dacă a luat o decizie, nu se va mai întoarce asupra ei. Um, în generația voastră au început, a început, început moda asta a retragerilor de la națională, din vari motive, fiecare a avut... Cred că au mai fost și înainte jucători care s-au retras, după aia s-au întors iar la echipa națională, nu doar la noi. Da? Din câte mi-aduc aminte, nu știu, nu? Care erau? nu o să-i descoperiți voi. Nu? Bă, îi știi, clar că îi știi, dacă Bă, zici, îi, dar zici de că... ce să-i zic? Păi spune că nu, Bă, nu vreau, pentru că... că trebuie să fiți pregătiți voi, nu eu. Păi, clar, dar eu nu mai am cam de niște de mari personalități ale... Cine? Hagi. E singurul <laughs> care... Pe Hagi a... Da. Vorbim de fapt, nu vorbim de jucătorul <hânt> Hagi. Nimeni nu se poate compara. Asta e clar. Între Gică Hagi și restul fotbalistului român, E o diferență de câteva zeci de locuri. Nu știu, Vorbim da. de fapt, da, după aceea. Cristi Chivu a făcut-o pentru simplu fapt că avea lovitura aia și a spus foarte clar. Eu am renunțat după acea discuție cu, cu Ionuț. Tătă pur și simplu a crezut de cuvință că este timpul altor. Adică sunt trei, suntem trei jucători care sunt în situații diferite. Nu e tristă renunțarea națională? Stelea zice că n-ar trebui niciodată să se renunțe la națională. Că Poate de fapt, că de, tu ca jucător și, care dacă vii, și dacă vii, și dacă barnam, n uh, dacă te cheamă, tu trebuie să vii acolo. Uh, că poți folosi, indiferent că joci, că nu joci, ar trebui să accepti că este... tu poți ajuți și ca rezervă, și ca al treilea portar, și ca... asta zice Stelea. Da, și iar o iau de la capă să comentez declarații fec -ul. Asta e punctul lui de vedere. Da, dar nu e de clar, e, cum se spun, e un da, nu fac altceva care decât până să... la 40 de ani... Da, știu, a... am fost coleg cu a el, a dar eu nu am să... cum să intru într-o discuție din asta, pentru că discuțiile astea vor fi interminabile. Adică avem, gândește un pic, da? În momentul de față sunt retrași la Națională Bogdan Stancu, Ștefan Radu, acum Tătărușanu, Săpunaru, cred că e și el, a trimis și el, și Săpunaru e retras de la Națională, Silviu Lung Junior, mai e cineva? Mai ratat pe cineva care i-a retras? Și ce să... Dacă oamenii nu mai doresc... După aceea, dacă am discutat... Păi stai, domne că s-a retras. Ce mai discuți cu el? Că dacă nu mai vrea, de Dar ce chiar să mai Dar reală vine? povestea cu Ștefan Radu? Că vrei să-l aduci la Jocurile Olimpice? Doamne, ferește, n-am avut nicio discuție cu el despre subiectul ăsta, să-i promit banderola sau... Singurele discuții după ce a fost înainte de meciul cu Islanda au fost doar mesaje de felicitări după meciuri. Nimic mai mult. Adică nu am discutat. Am înțeles. Dar nu aș putea să fac cum să fac așa ceva, indiferent cine ar fi. Cum să-i promit banderola sau locul de titular cuiva cum să fac așa ceva. Nu există. Cel puțin nu pentru mine. Poate pentru alt antrenor există lucrurile astea, pentru mine nu. Ce ești de povestea cu Mutu și cu, și cu CFR Cluj? Și te întreb din perspectiva antrenorului tânăr. Sunteți doi selecționeri foarte tineri, pentru care sunt convins că mirajul clubului există. E greu la Există vârsta. pentru că vrei să lucrezi zi de pentru zi Pentru că da? vrei, pentru că nu aveți încă vârsta Nu să... știu ce gândește Adi Și nu pot să mă pun în situația lui Pentru că eu nu știu Cum și-a calculat el pașii în carieră uh -huh. Poate și el are Simțurile pe care le am și eu Să încerc zi de zi să antrenez Ideile pe care le avem Dar știu că nu se poate asta Și mă adaptez la situația uh -huh. care El poate are mult mai intense trăirile astea Și vrea să ducă la un club Nu știu, de asta zic mi-e greu să mă pun în poziția lui pentru că nu știu care sunt pașii pe care el și-a și ales. Dar ar pierde Olimpiad, dar ar pierde campionatul European de Tineret dacă ar accepta să plece la o, la o echipă de club în momentul de față. Da. Uh, dar depinde și de echipa de club, mă gândesc. Adică, CFR Cluj este un, o, o tentație în momentul de față. mi chipui că pentru un antrenor care nu are un background, da, în afară de Național de Tineret, și voluntar o scurtă perioadă de timp. Și Târgu Mureș. Acolo era, da. <laughs> ok. <laughs> și Târgu Mureș, da, tot o perioadă. Da, bine, scurt. și Târgu Mureș. Îmi da? <clears throat> imaginez că e e, e CFR. Dom'le, e CFR. Știi că are niște jucători? Știi că dacă te duci acolo, poți să faci la o adică treabă? Adică e CFR. Sună, sună tentant, dar v-am spus, nu știu ce gândește Adi, nu știu ca și filozofie, ce vrea de la o echipă de club. Poate vrea o echipă de mai aproape de național de tilet, care să joace ofensiv cu jucători mai tineri să fie disponibil la ceea ce vrea el. Nu știu, de asta e, e alegerea lui în momentul de, de față, dar cred că și a calculat bine, bine, pași indiferent de decizia pe care, pe care o va lua. În federație s-a auzit Bănuiesc, nu, de mutuși de CFR. Sau nu s-a auzit. Cel puțin eu nu. Nu. Uh, mai spunem un lucru te rog. Uh, ce echipă ar trebui să vină la tine ca tu să nu mai fii selecționer pentru 2000 pentru mondialele preliminare următoare. Ce ar nu trebui știu, să -ar, se întâmple pe pe toată lumea? Nu are rost să să discutăm Mutu numai. a zis Fiorentina. El a zis asta e dacă mâine vine Fiorentina la mâine predau echipamentul Deși cred că era și CFR Cluj, adică el s-a dus sus cu Fiorentina, la Rădoi o... care ar fi pragul? Eu sunt într-o situație diferită. Eu nu am jucat la echipele unde a jucat Adi să poată să aibă visele atât de, de mari. Eu mă mă mulțumesc. Nu, în general când vorbim de o echipă de club nu mă interesează neapărat uh, prima ligă. Ok, nu o să duc la Liga 4 dar vorbesc mai de poți din postura de selecționer să te mai duci la Liga secundă? Eu, eu n-am niciun complex, n-am niciun fel de problemă. Pentru mine fotbalul e mai mult decât, decât fotbal, e o pasiune, e o trăire. Din punctul ăsta de vedere, mă ajunge la o echipă unde știu care e un proiect. Dacă mă duc la o echipă de Liga 1, care se bate la returadare, fără un proiect clar, fără o viziune clară, prefer să mă duc la o echipă de Liga 2, care încearcă să acceseze primele locuri cu un proiect, ceva, cu o viziune, să creștem jucătorii, să încercăm să promovăm, să avem un target. Anul ăsta vrem promovarea 1-2 jucători la Academie. Adică un proiect de genul ăsta decât să mă duc undeva și să nu știu după două etape încotro să, să o apuc cum s-a întâmplat cu Cosmin, de exemplu. -a... Care, care, a venit cu inima deschisă și acum nu știe cum să facă să plece mai, mai, repede după cine știe ce sume a dus de, de acasă. Ce zici de Dinamo, chiar? Singurul aspect pozitiv pe care îl văd în momentul de față e că suporterii, indiferent de antrenori, de patron, de rezultate, sunt aproape de jucători. Iar ăsta este un fenomen care ia amploare din nou, într-o perioadă de criză, numi eu, a fotbalului, a fotbalului românesc. Să-i fi imaginat uh, în momentul în care a venit nu... aia, că se va ajunge aici? Nu. nu. Dar poate, nici acum nu-i timpul pierdut. Poate chiar o să vină cu o sumă de bani. Și... Lucrurile deja la nivel de rezultate au început să apară. Mai Jocul crezi este un... asta? Crezi că ar putea să vină? Serios? Eu sunt mai naiv de, de felul meu. Așa nu ești și naiv. Cred. <laughs> nu cred că ești naiv. Eventual să fii optimist, dar naiv nu ești. Nu știu. Eu sper. Nu știu, pentru că altfel va intra în o revânzare, o reconstrucție și poate și suporterii vor avea din nou semne de îndoială asupra următorilor patroni și deja va interveni o distanțare, aș numi eu, între suporteri și, și club. Și în momentul de față nu cred că nimeni nici dorește acest, acest lucru. Consider că, ținând cont de ce se întâmplă la CFR Cluj, de ce se întâmplă s-a întâmplat inclusiv la Craiova cu Bergodi. Consider că FCSB are acum prima șansă la campionat? Nu știu dacă e mult spus prima șansă. Arată că sunt într-o formă mai bună, dar lupta e destul de lungă. Nu poți să spui mult de față cine poate câștiga campionat. E foarte dificil. Crezi că acea liniște de la Palat va ține până la sfârșitul sezonului? Păi a ținut deja de câteva luni și cred că va ține. Dacă a spus că nu va mai fi prezent în jurul echipei, că... mai zis. Da, cu pițurca avea, ții când avem pițurca a doua oră era și un contract. Dar nu l-au dus ei la bun sfârșit, nu știu, cu niște terenuri. au trecut ani de zile de atunci. Păi da, și au trecut ani de zile. De, de deja asta. acum sunt luni bune de când nașul nu mă apare și nu știu dacă e o coincidență sau nu, dar lucrurile se, se îndreaptă către normal, a spune. Îi face bine echipei liniștea lui uh, Gigi Beckham. Rezultatele arată în sensul ăsta, jocul... Mai că și jucătorii cred că sunt mai mai da, dar eu dacă, Și eu dacă aș fi patron la FCSB, eu așa aș face. Aș uita la televizor, aș lăsa una un an, un an de zile, nu ai terminat pe locul pe care noi am discutat, mulțumesc, la revedere. Dar un an de zile... Un an în lași orice ar fi pe antrenor. Da. Asta, cert, I, asta, I era, asta era planul meu și când am fost în discuții să cumpărăm un Juventus Colentina. Noi continuam cu oprița pentru că el știa pregătirea pe care a avut-o jucătorii, pe care mm -hmm. i a transferat a zis, eu, Am zis, cum să evaluez un după 3-4 luni. Din Dacă punctul ăsta și... de vedere, ți se pare, ți se pare bizar uh, uh, îndepărtarea lui Ruben de la bariera de la viitorul? Că spui că un an de zile ar fi trebuit, ar fi trebuit lăsat un an de zile? mai ales un antrenor străin, eu cred că are nevoie de mai mult timp de adaptare decât un antrenor român. Hai că să lași doi ani de zi. Nu, a, nu, bănuiesc că puteau să-l mai țină câteva luni, dar probabil că au informații mult mai concrete și mai clare decât avem noi acum aici. Bine, declarațiile lui Iancu de la sfârșit lasă așa un semn de întrebare. Da, nu știu. Sper să nu fie la fel de inspirat să facă declarația sa națională. Am înțeles. N-ai cum niciodată ca jucător să vii să judeci un antrenor, în... adică, din punctul meu de vedere, a greșit. Simplu. Nu ai cum să judeci pentru că nu, tu nu ai cunoștințele unui antrenor. O ultimă întrebare... Poți uh... să ai dialogul ăsta cu el, dacă nu te simți în poziția în care vrei tu, sau simți că uh, ți s-a transmis ceva la analiză și a fost altceva, atunci sunt de acord să ai o discuție în vestiar cu antrenorul, dar public să ieși la interviu să spui că ai putea să spui mai multe, dar nu vrei, nici lumea nu știe ce să perceapă. Ce s-a întâmplat de fapt? Nimeni nu știe în momentul de față ce s-a întâmplat de fapt. O ultimă întrebare, crezi că Ianis Hagi va mai declara vreodată, va mai avea vreodată vreodată va mai avea vreodată da, declarații, Da diferă declarațiile. Ianis niciodată nu putem compara declarația lui Ianis cu declarația lui Gabriel. te a supărat de... declarația lui Ianis. Uh, nu m-a supărat. Eu o, apreciez că a fost deschis. am văzut. Nu, apreciez că a fost deschis. Da, dar el a, supărat... a spus? Nu. El a spus ce a trăit el. Și eu am avut o discuție cu el și am spus, în momentul în care ieșiți și declarați și ceva și le spun și la nivel de grup, trebuie să vă gândiți și contextul și de colegi. Că s-ar putea ca noi să încercăm să ne acoperim pe noi și de fapt să ne luăm de colegii noștri. Iar noi vorbim de unitate de grup. În plus de asta, am, tot am văzut, după meciul Irlanda de Nord, Denis cel mai slab. Eu vin și întreb altceva. Ne luăm de Denis Man, ne luăm de Ianis Hagi, ne luăm de Alexandru Cicăldău. Avem pretenții ca jucătorii ăștia, chiar dacă au avut un campionat european foarte bun, să vină la echipa mare și să decide meciurile. Dar cu cei al jucători de 26, 27, 30 de ani, ei de ce nu pot să decidă meciurile? Ei și-au luat papara asta când aveau 21, 22, 23 de ani. Eu nu cred că cineva a pus atât de mare presiune cum se pune pe jucătorii ăștia care au fost la Euro. Oh. Și în continuare păi se de va pentru pune... Pentru că ne-au ridicat așteptările. Pentru că atâta timp cât, cât după ani de zile de secetă și de deșert și de ce nu vine vrei? cineva și dă, îmi dă Îmi o linguriță cu apă. Hai păi să mă mai așteptăm vreau, mai 2 ani de zile. Mai dăm o sticlă de apă, nu-mi da doar o linguriță de Hai să mă așteptăm apă. 2 ani de zile. Că sunt deșert. Să le dăm 2 ani de zile, să avem răbdare cu jucătorii ăștia, pentru că există o diferență între naționale tineri și naționala mare. Să le mai dăm 2 ani de zile, să vadă și ei care sunt mersul meciurilor la echipa națională mare și după aceea să-i judecăm. Dacă venim direct și le punem presiunea asta în spate, ei deja au o presiune, pentru că ei sunt conștienți de performanța care au realizat Under 21 Ultima... Și ei sunt conștienți că toată lumea au Dacă și noi mai venim și mai mare presiune, și mai mare, Până la urmă, o să-i și nu poate să mai ducă. Ultima întrebare, uh, scurt răspuns. Te îngrijorează situația lui Ianis, care nu mai prinde 11 la Rangers? Nu. Că te tem că ar putea să fie o repetare a po poveștii de la Gang? Nu cred. Nu cred pentru că, din ce știu și de la el, și din alte surse, Steve Gerrard a, a contat cuvântul lui în momentul în care a fost uh, cumpărat. În plus de asta, Ianis va fi în lotul echipei naționale. Eu am lucrat cu Ianis 2 ani de zile la tineret, mi-am asumat în momentul în care era la primavera Fiorentina și toată lumea ceea ce caută la echipa națională, am avut realizări cu el, cu Denis Man la fel, cu Florinel Coman, cu cicălă, cu toți jucătorii de la Under 21, noi vom fi aproape de ei. Mulțumesc, Mirela 2. Mulțumesc și eu. A, rămâneți alături de noi, prieteni, în. 10 minute. Revenim de data asta în studio de Champions League pentru că prefațăm meciuri interesante. Cosmin Contra va fi invitat. El și Basara Panduru prefațează seara de Champions League, dar evident că vorbim și de Dinamo.